Da, că aveți treabă cu fotbalul sau nu, că v-ați uitat la meciul de aseară sau nu, cu siguranță ați aflat că a ieșit un mare scandal la acest meci dintre România și Kosovo, pentru că meciul a fost întrerupt aproape 50 de minute din cauza că o galerie turbulentă a strigat și a afișat tot felul de lozinci care n-aveau legătură cu meciul, aveau legătură cu situația politică, dacă vreți. Și anume cu faptul că Kosovo, de fapt, nu e o țară independentă, Kosovo e parte din Serbia, s-a făcut și această analogie cu Basarabia, e România, pentru un plus de racord la chestiunile, să zicem, care ne sunt ceva mai aproape. E, încercăm să lămurim această controversă. România a jucat tehnic cu o țară, Kosovo, pe care nu o recunoaște oficial. Sunt mai multe țări din Uniunea Europeană și mai multe țări din Europa, în general, și din lume, care nu recunosc Kosovo, din diverse motive pe care le putem discuta. Cert este că odată ajunși în această situație, evident, ne-am pus întrebarea cum joacă o echipă națională cu echipa unei țări pe care nu o recunoaște. La UEFA există alte reguli, nu contează asta, se pare, dar uite că de această confuzie și această situație încălcită au profitat cei care au dus la întreruperea meciului. Încercăm să lămurim subiectul ăsta. Ni se alătură și Ceaba Astaloș, e președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bună seara, mulțumesc tare mult! Bună seara! Din perspectiva dumneavoastră, ca să o luăm așa, domnule Ceaba Astaloș, cum ar trebui tratate scandările și ce s-a întâmplat pe stadion aseară? Bun, acum UEFA are propriile regulamente și interzice orice manifestare, inclusiv politică, dar și incitarea la ură și discriminare. Și lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, foarte simple. Nu putem să aducem dezbaterile politice sau controversele politice sau chiar geopolitice pe stadioane și nu doar UEFA, ci și alte federații sportive internaționale au aceste reguli, cum de fapt și federațiile naționale au aceste reguli. Nu este prima dată când acești ultrași au un comportament care ulterior este sancționat de UEFA drastic și este sancționată Federația Română de Fotbal. Amintesc, de exemplu, la partida dintre Malta și România, adică jucată în Malta, acești ultrași au avut un comportament care a dus la amenzi și după care Național a jucat fără spectatori. Și eu cred că trebuie să fi luate măsuri. Cei care provoacă astfel de prejudicii și astfel de incidente să răspundă, chiar dacă ar putea fi dați în judecată de federație ca să-și recupereze prejudiciul creat. Deci sunt lucruri, din punctul meu de vedere, extrem de simple. Este un aspect că România nu recunoaște Kosovo ca stat și sunt 5 state în Uniunea Europeană care nu recunosc Kosovo ca stat. UEFA are aceste reguli naționala, FRF este membru UEFA și naționala este în această competiție, atunci își asumă aceste reguli. Da, e interesant că această galerie a fost fondată de George Simion, care azi s-a grăbit să declare pe toate părțile că nu are nicio legătură cu ea, că nu mai are nicio legătură cu ea și că dormea la ora meciului, nu l-a interesat subiectul. De asta, apropo de acele lozinci cu Basarabia e România, care știm, au fost inspirate, nu, de această mișcare condusă de George Simion multă vreme. Acum putem să discutăm despre această egalitate și foarte multă lume am văzut spunând, dar noi cine indignăm? Adică, pe de o parte, nu recunoaștem țara asta, la nivel de echipă națională jucăm cu ea, e normal să apară o asemenea situație. E normal? Da, aș spune că este o situație ironică, pentru că, până la urmă, mesajul acela e poziția oficială a României până una alta, adică... Na. Dar problema Atenție, este că atunci după regulile poziția, UEFA. Care o fi poziția oficială a României? Poziția e că nu recunoaște Kosovo ca țară independentă, dar noi nu știm ce crede România în general despre nimic. Știți cum e? Acolo scria Kosovo e Serbia. Noi nu știm dacă România crede că Kosovo e Serbia. Iertați-mă că vreți să duc ironia mai departe. Și alternativele care sunt?
Să fie parte din ce? O altă? Poate Kosovo e altceva? Poate Kosovo e Albania? Poate Kosovo e Macedonia de Nord? Glumim, bineînțeles. Păi, revenind la serios. Ce știm noi despre ce crede partea română, sincer acum? Partea română, ca și partea spaniolă, de exemplu, sau ca și altele, nu au recunoscut independența Kosovo din motive clare, cel puțin pentru România, cazul cu Transilvania, Ținutul Secuiesc și toate lucrurile acestea, tocmai ca să nu încurajeze genul acesta de mișcări. Cazul Spaniei, Catalunia și fiecare țară mai are și ea cazurile ei. Acum, totuși, în momentul în care ești pe un stadion, trebuie să respecti regulile acelui stadion. În momentul când ești la cineva acasă, respecti regulile acelei persoane. La dumneavoastră în studio, ne dați cuvântul, vorbim, nu mai dați cuvântul, nu mai vorbim, respectăm regulile de aici. Și UEFA are niște reguli. Și regulile acelea, în viziunea UEFA, există Kosovo. Ca echipă, ca stat, nu mă bag, nu știu exact toate regulile UEFA, dar din ca federație recunoscută în cadrul UEFA. Da, în momentul în care vii la un meci, știi că e cu Kosovo, știi că este România. Ai știut din tur. Nu e o surpriză că deodată, da. Hai să vedem cu cine joacă România azi, am intrat la meci, ce să vezi, era Kosovo. Și mai e un lucru, nu te duci la meci pentru a face geopolitică. Te duci la meci, în principiu, pentru a susține echipa sau pentru a urmări plăcerea de a vedea un joc, să vezi cum arată un joc bun de fotbal. Dar în niciun caz nu te duci pentru lucrurile acestea și mai ales contravin regulilor UEFA. Și aici este, de fapt, toată problema. Nu dacă recunoaște România, nu recunoaște România, nuanțe de astea, că, de fapt, Kosovo nu e nici independentă, nici Serbia. E fie independentă, fie Serbia. Astea sunt cele două posibilități. Noi nu o recunoaștem ca fiind independentă, deci cealaltă alternativă ar fi. Da. Dar asta nu este problema noastră. Problema noastră este cu non-respectar regulilor. Și non-respectul ăsta poate să fie astăzi un banner, mâine este un slogan rasist, poi mâine e un atac, o petardă, și au fost tot felul de genul acesta, de lucruri de genul acesta care s-au întâmplat pe stadioane. Și ăsta este lucrul care ar trebui combătut și asta ar trebui să spunem. Asta e problema FLF-ului, domnul Năsui. Pentru că oamenii aceștia au anunțat ce vor să facă. Deci FLF știa dacă ar fi vrut să nu fie scandal și din nou, cum s-a mai întâmplat, nu că s-a dat exemplu că a mai jucat fără spectatori. Probabil că așa se va întâmpla și acum. FLF are vreun interes ca încă un meci al României să fie jucat fără spectatori, atunci de ce nu a intervenit, de ce nu a organizat cum trebuie? Adică, de ce să vii tu cu jandarmii, cu mascații, să-i scoți din tribune, când poți să faci un filtru, să-i știi că știi despre cine se vorba? Asta rămâne o mare necunoscută, întrebarea s-a pus încă de azi noapte de la incident, pentru numele lui Dumnezeu. Toată lumea știe, doar poliția se face cum știe. Cum intră ăștia cu un banner, că doar nu l-au confecționat acolo din petice, nu și-au rupt tricourile de pe ei și au făcut un mare banner și au mai și scris pe el și l-au mai și afișat. Hai să fim serioși. Domnule Glovan. Păi, întrebarea, sigur, este retorică. Intră pentru că li s-a permis să intre și poate li s-a indicat și unde să stea. Bețe, ca să se vadă suport, mai bine. Da. Pă bune. Eu aș vrea să abordăm un pic discuția un pic mai relaxat, deși înțeleg miza politică foarte bine și mi se pare că a înțeles-o și domnul Simion, că de-aia s-a retras strategic așa, adică vedem și aici, asta e o altă lipsă de asumare. Mi-aduce aminte de domnul Mântura, domnul Boloș, de mai devreme, care a spus, domnule, nu e loc să trecem la impozitare progresivă acum. A, deci nu e loc? Cum? Nu e loc? Și acum. Și acum. Bun, deci asta spune un liberal. Așa și domnul ăsta, Simion. A, domnule, cine ăștia? Dar nu am nicio... Dormeam, nici nu m-am uitat. Nu am nicio treabă. Deci după ce i-a frecventat și i-a cultivat. E, asta este cu asumarea în România, e complicat. Mai degrabă lași să fim. Dar de ce vă propun să luăm un pic mai relaxat chestiunea? Pentru că eu și zice că e libertate de exprimare, adică mi-ar plăcea să aud într-o zi pe stadion și chestii politice, de exemplu, jos socialismul. Mi-ar plăcea să aud pe stadion așa, sau trăiască liberalismul. Ar fi foarte minunat să trăim chestia asta. Dar nu auzim, că oricum vedem, apropo, și de acte politice și de manifestări politice, domnul Astaloș, vedem în țările occidentale, vedem și chiar și în România, cum se îngenochează pentru diverse lucruri, ideologii, deci vedem, nu suntem scutiți de lucrurile astea, nu putem să ne prefacem că nu există sau să le izgonim cu totul, că fac parte din viața noastră. Dar problema noastră este cultura de mahala. Asta este problema noastră. Adică că niște naționaliști bolunzi, da, care nu înțeleg nici cum s-a construit România asta pe care avem acum, da, nici ce este Kosovo, nu înțeleg lucrurile acestea, că ne-am construit pe principiul național, al naționalității, adică al dominației majoritare, a majorității demografice din acea regiune. Așa s-a construit România. Și ar trebui să învețe ce e și în Serbia, și în Kosovo, și în fosta Iugoslavie. Dar ei sunt niște oameni care vin dintr-un mediu în care educația nu este prețuită foarte tare și atunci avem de-a face cu astfel de manifestări care frizează hooliganismul, da?
care în alte țări nu au fost politice, dar tot huliganici au fost și au reușit să le reducă la tăcere și acum mai vedem în Anglia ce fotbal frumos să joacă și civilizat și ar trebui să se joace și în România fotbal frumos civilizat, eventual strigând trăiască liberalismul, da? Dar fără să înjuri, fără să faci manifestări obscene și fără lucruri de genul ăsta. E fotbal mai întâi. Să găsim fotbal, o echipă de fotbal și apoi să se joace civilizat. Da, dincolo de asta, ce înțelegem, domnule Ceaba Astaloș, e că până la urmă, dacă n-aveai chef să asiști la această situație ciudată din punctul tău de vedere ca suporter indignat, n-aveai decât să nu vii pe stadion, n-aveai decât să... Sigur, s-au purtat multe discuții acum și despre cum ai putea să faci să menajezi aceste sensibilități procedând la o altă alocare a meciurilor. Nu prea ai cum să trage la sorți. Toată lumea ajunge să joace cu toată lumea în cazul unei competiții, nu în care, cine știe, România cu Kosovo, să presupunem prin absurd, ajung în finală. N-ai cum să le eviți să joace una cu cealaltă. Deci ceva e ciudat aici până la urmă. Bun, cred că este un conflict artificial creat de acești suporteri pentru simplu fapt că întotdeauna caută să creeze o tensiune sau un incident. În primul rând, UEFA are reguli în care dacă într-o grupă sunt trași la sorți state care au animozități în relațiile bilaterale, niciodată nu o să fie în aceeași grupă, de exemplu, Serbia cu Kosovo, sau mai există astfel de situații, nici la preliminare, nici într-un turneu final, se ia în considerare, se iau în considerare aceste aspecte. Deci, noi, din câte știu, nu avem nicio treabă cu Kosovo, în primul rând că nu recunoaștem acest stat, deci nu, nici istoric nu avem vreo moștenire, să zicem așa, conflictuală sau, mai știu eu, cu divergențe, ca și cum am fi avut, de exemplu, cu anumiți vecini. Da, domnul profesor are dreptate. Sportul are un rol în crearea națiunilor, în sentimentul național, are un rol, se vorbește de geopolitica sportului, vedem cum inclusiv autocrați se străduiesc să organizeze competiții sportive. Dacă uităm la Rusia, ce competiții sportive a organizat în ultimii 15 ani și care a fost simbolistica și ce a vrut să transmită Putin prin aceste elemente, sau dacă uităm la Ungaria, cu ce importanță și ce semnificație dă sportului în politica externă și tot ce ține de zona de geopolitică. Da, există acest subiect. Dar, repet, nu putem să incităm. Faptul că spunem da liberalismului sau altor asemenea valori este un lucru, dar elementele de incitare, de discurs, de ură, nu sunt posibile. Da, ce puteți să faci cu acești suporteri? Legislația este deficitară în România, pentru că noi în aceste două partide, atât cu Israel, cât și cu Kosovo, am fost alături de jandarmerie pentru că au fost două partide cu grad de risc ridicat și am aflat că, de exemplu, jandarmeria nici măcar nu are un temei legal ca să confiște un astfel de banner care depășește limita libertății de exprimare. Dar ar fi bine să fie interdicție de a intra pe stadioane așa cum se aplică în Occident, pentru că sunt niște... O depășește? Iertați-mă, domnule președinte, o depășește limita libertății de exprimare? Că asta mi se pare important. Eu cred că multă lume care ne privește acum zice, ce are, domnule, dacă se manifestau pașnic și stăteau cu minți într-un colț cu banner-ul ăla, cred că nu era nicio problemă dacă nu se oprea meciul. Deci, interpretarea reprezentantului UEFA, să știți că UEFA la fiecare astfel de partidă, incognito, are cel puțin 1-2 observatori care monitorizează doar acest aspect ce este legat de discurs de ură, incitare și nediscriminare, rasism, care e un termen mult mai larg, și ei interpretează și există o procedură deschisă și o să ne spună în opinia lor la prima vedere atunci când a fost suspendată partida, pentru că au și proceduri pe aceste elemente. Da, asta a fost percepția jucătorilor naționale din Kosovo și a delegației din Kosovo, că acel mesaj și scandalele cu Serbia, în care este de notorietate că au o relație tensionată și cunoaștem situația din
Balcan și cât de fragilă este și cum lucrează unii la destabilizarea situației din Balcan. Dar percepția lor, asta a fost. O să decide UEFA dacă este o depășire. E altceva să nu recunoști status Kosovo și cu totul altceva, cum a spus dumneavoastră, să ai un mesaj: Kosovo este Serbia. Bun, e vreo lecție din povestea asta, nu știu, pe care poate să o desprindă România în ansamblu sau la nivel de instituții, dincolo de a-și face jandarmii treaba și de a nu permite materialele pe stadion sau cine face controlele alea, că e clar că ele au trecut sau au făcut controlele alea la de ochii lumii. Nu? Care e morala acestei povești? După mine, morala ar fi că pe teritoriu sau pe casa cuiva respectă regulile acelea. În cazul ăsta e UEFA. Eu nu cred că este o depășire a libertății de regulilor, libertății de exprimare și așa mai departe, să spui un lucru cu care poți fi de acord, poți fi de acord, dar oricum e poziția oficială a statului român. Asta n-ar fi o depășire. Dar dacă intri la UEFA, atunci trebuie să faci după regulile de acolo și cred că e această cultură de a face lucrurile cumva, domnul Glăvan le numea de mahala, cultura de așa. Pe aceasta să reușim statul să o combatem. Statul român n-a zis asta... suporterilor, domnule, manifestați acolo poziția pe care o avem noi. Adică... Și în orice caz, repet. Și nu aici, acolo uitați, nu poate, și mie mi-ar plăcea să aud pe stadioane ceea ce a spus domnul profesor, dar nu te duci la stadion ca să auzi sus liberalismul, jos socialismul. Adică, ok, poate ne place, ne-ar plăcea să auzim lucrul acesta, dar în principiu te duci la stadion să vezi acel meci de fotbal, volei, ce-o fie el acolo. Deci nu e, nu ăsta este motivul principal pentru care te duci pe stadion și nu asta te aștept să vezi acolo, o înfruntare între și națiuni. Și nu să zică țiganule, nu? Nu să zică la un meci evident. Fotbal sau eu știu orice meci în care se întâmplă și în România și în afara României, să auzi despre echipa națională a României chestia asta, fără să se întâmple nimic. Exact. Și atenție, deci... până la urmă, astea sunt regulile UEFA. Adică, pe lângă ce credem noi, și aici libertatea de exprimare există, dar alea sunt regulile de la om acasă. Nu te duci la om acasă și începi să-l înjuri sau să faci lucruri multe, că dacă nu, te invită să pleci, e foarte corect. Și de-aia se mai și întâmplă lucrurile acestea. Sunt excluși, sunt oameni care nu au voie pe stadion, să mai sunt și sancțiuni de auziți însă aici lucru foarte interesant. Rămânem în registrul ăsta al incitării, dar schimbăm subiectul. Nu mai are legătură cu sportul sau cu fotbalul, are legătură cu o lege adoptată astăzi de Camera Deputaților și o să rog și pe domnul Ceaba Astolar să mai rămână câteva minute alături de noi. Deci Camera Deputaților, care e cameră decizională, a adoptat azi, ieri de fapt aseară, un proiect de lege inițiat de către guvern care modifică un articol din codul penal. E vorba despre articolul din codul penal care incriminează incitarea la violență, ură sau discriminare și se consideră infracțiune dacă se adresează în următoarele situații. Deci este infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarea instigare la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane dacă face parte dintr-o categorie definită pe criterii de rasă, de naționalitate, de etnie, de limbă, de religie, de gen, de orientare sexuală, avere, origine socială, vârstă, dezabilitate, boală cronică, necontagioasă sau infecție cu HIV-SIDA, plus apartenență sau opinie politică. Și aici mi se pare foarte important de discutat, Oana, pentru că chestia asta, sub umbrela asta cu ai incitat la ură sau discriminare pe motiv de apartenență politică sau opinie politică, cred că poate să se ducă în foarte multe direcții și încep să-mi pun întrebarea de dacă ce au ținut visiune? Cei de la putere să bage aceste două cuvinte peste toate celelalte amendamente pe care toată lumea le-a adus acestui proiect. Dacă de mâine vine cineva și spune, nu știu, de la Piața Victoriei până la o emisiune, până la unde vrem noi, doamne, PSD-iști ăștia au ruinat țara, da, aici la tine să consideră o incitare la ură, da, pe criterii și discriminare pe criterii politice? Da, desigur că da. Liberalii ăștia nu mai înseamnă nimic în politica românească, dacă zice cineva, înseamnă o incitare... Un sfert din ce am zis noi astăzi la emisiunea ta, un sfert din ce am zis fiecare dintre noi, ar putea fi catalogată ca atare și să facem pușcărie, dar nu mai amintesc ca să căutam, pentru că este o intenție mai veche, o propunere mai veche de vreo jumătate, dar domnule Năsui, cine a venit cu cele două modificări? Că, PNL cumva? Parlamentarii PNL, din câte mi amintesc eu? Din câte știu, da. Pentru că Tudor Mușat, în ultimul an sau în ultimii doi ani, surprinzător,
Cei care au venit cu aceste propuneri, desigur că au votat și PSD-știi la oaltă. Toate propunerile astea de a pune un pumn în gură societății civile, și sunt multe, aceasta este una dintre ele, inițiatorii acestor articole sau chiar proiecte de lege au fost peneliștii, că nu poți să le mai zici liberal, PNL, după ce că ei au fost salvați de stradă, au fost salvați de presă. De 30 de ani PNL e salvat de presă. De 30 de ani PNL și președintele Iohannis, pe care îl avem acum în funcție, a fost salvat cumva, nu, de protestele. Să ne amintim de legea Ciucă-Bode. Ciucă-Bode. Legea Ciucă-Bode. Fruntașii PNL Fenechiu zicea că ăia care strigă în piață prea tare tulbură liniștea publică și trebuie pedepsiți cu închisoare. Au vrut să pună borniță ONG-urilor, să vadă cine le finanțează, să pună borniță celor care încearcă să protesteze, că și așa nu e cultura protestului în România. Adică după ce că lumea nu protestează, cât ar trebui să protesteze. Uite, eu pentru chestia asta o să zică că, sau am zis într-o zi și m-a atenționat cineva la tine în emisiune, foarte bine fac ce fac cei de la Botoșan, că ies în stradă și își apără drepturile. Și am fost avertizată. Păi vezi că e incitare la violență. Nu. Deci după ce că suntem într-o țară în care nu se protestează, tu în loc să încurajezi exprimarea publică, în loc să încurajezi opoziția de orice fel, tu vii și pui boniță, pentru că asta de mult nu mai pare, sau doar pare, o țară democratică. Suntem, cred eu, pe un drum total greșit, cu apucături autocratice. Ne uităm la Orban, din ce în ce mai mulți cetățeni ai României se uită la Victor Orban, la Budapesta, spune, da, domne, uite, cu mână de fier, vine pe aici, pe la meciurile de... Se mai uită și la polonezi, nouă astea în ascensiune a geopoliticii europene. Ne plac ăștia, ne plac... Că sunt intransigenți. Exact, exact. De asta ne plac și militarii în funcții civile. E vorba de între asta... noi, uneori chiar sunt admirat că sunt intransigenți pentru chestiuni la care noi ne uităm până tot felul de ghicitorii până să luăm o decizie, alții sunt cu câteva mutări înaintea noastră. Domnule Ceaba Astaloș, cum vedeți povestea asta? Eu o văd un pic mai tehnic. Deci, acest proiect de lege a fost necesar și modificările au fost necesare pentru că aveam o procedură de infringement și definiția pe care o aveam până acum nu corespundea standardelor internaționale. Și să știți că avem o decizie a Curții Constituționale într-o altă modificare în care tocmai acest lucru s-a contestat, că s-a introdus criteriul de protecție pe apartenență politică și opinie politică, iar Curtea Constituțională spune că este constituțională. Și aș vrea să vă dau două exemple concrete în care se utilizează acest criteriu. Am un caz recent la Arad, unde avem o condamnare penală a unei inspectoare din Inspectoratul Școlar Județean, care a schimbat din funcție o persoană angajată ca inspector pentru că a criticat și a avut opinii politice și a criticat un anumit partid. Și în aceste situații, legea oferă protecție împotriva discriminării pentru că sancționezi pe cineva pentru că are o opinie politică, critică, de exemplu, sau demisionează din partid. Am avut un alt caz de la Timișoara, în care într-o adresă vorbim de o societate comercială de stat, directorul face o adresă către un partid politic central în care spune întrucât Xulescu și-a dat demisia din partidul nu știu care și nu mai este membru de partid, vă rog frumos să îl schimbați din funcția de director nu știu ce era, ocupat această funcție. Dar astea sunt cazuri, iertați-mă, în care tu suferi niște pedepse pentru că ai o anumită apartenență politică, dar chestia cu incitarea, iertați-mă, cu tot respectul, mi se pare altceva. Adică în momentul incitarea, în care... Da, incitarea se referă, de exemplu, în cazul din Timișoara, în care, incită, solicită cuiva să încalce dreptul altcuiva pentru că are o opinie politică sau este membru al unui partid. Situațiile pe care dumneavoastră le-ați dat, în mod evident, noi nu suntem într-un vid de jurisprudență. Avem decizia în alte curți care arată foarte clar că declarațiile politice, opiniile, mai ales în cazul jurnaliștilor, libertatea de exprimare este extrem de largă. Deci nu avem astfel de situații. Noi la CNCD am avut foarte multe cazuri în care primar din sector din București sau alți demnitari au făcut plângere împotriva jurnaliștilor care i-au criticat
pe diverse motive, că sunt corupți, că fac grupi infracționali, ce doriți dumneavoastră. Și în toate cazurile am respins, pentru că legea nu protejează astfel de situații pe apartenență politică sau ce doriți dumneavoastră. Nu este România singurul stat din Uniunea Europeană care are protecție pe acest criteriu. Nu legea este o problemă, ci cei care sunt chemați să interpreteze și să aplice legea. A, păi adică cred că de asta ar trebui să ne... aplicăm legea în mod abuziv. De aceasta avem justiție independentă. Trebuie, Doamne. Să credem în ea. Adică... Da, domnule Năsui, vă temeți de aia care o să aplice legea, care o să interpreteze ce înseamnă incitarea prin orice mijloace, că pot să mă gândesc inclusiv prin mass media, dacă o consideră incitare, bineînțeles, chiar dacă intenția nu e asta, închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă? Apropo și de cuantumul pedepselor. Eu sunt, să știți, un fan al libertății de exprimare, cât mai mari, cu atât mai bună. Cu atât mai bine. Și da, mă tem de absolut oricine și orice lege care poate fi folosită ca unealtă pentru a incrimina discursul. Consider că oamenii trebuie lăsați să greșească, lăsați să spună prostii, lăsați să facă lucrurile acestea și, evident, să poată să fie combătuți. În momentul în care încerci să împiedici pe cineva să vorbească, să spună anumite lucruri, nu areți de fapt că greșește, areți doar că nu vrei să spună lucrurile acelea. Și asta cred că este o problemă. Bun, dar aici, deci, avem o listă lungă și aici s-ar... Nu care știu, va fi folosită politic la un moment dat, nu va fi azi, nu va fi mâine. Păi nu, eu pot să cred, de exemplu, că sunteți de acord ca cineva să incite la ură împotriva unei persoane pe criterii de rasă sau de naționalitate sau de orientare sexuală sau de dizabilitate sau de boală cronică. Haideți să vă dau un sau exemplu. De infecție cu HIV-SIDA. Mie nu mi se pare că sunt aceleași lucruri. Haideți să vă dau un exemplu. De unele lucruri, într-adevăr, pe unii oameni n-ai de ce să-i stigmatizezi și n-ar trebui să ai voie să-i stigmatizezi sub nicio formă. Dacă îmi vine vorba de incitare la opinie, la ură împotriva opiniei politice sau apartenenței politice, când vedem atâtea cazuri de conflicte verbale, să zicem, legate de lucrul ăsta, cum mai faci diferența? Haideți să vă dau un exemplu. Că e, în România, de exemplu, e ilegal să-ți deschizi un partid care se numească comunist. Nu ai voie să se numească comunist. Pentru că considerăm, pe bună dreptate, că Partidul Comunist a făcut foarte mult rău și că comunismul a făcut foarte mult rău și așa mai departe. Cu toate acestea, eu zic că lucrul acesta nu face decât să-i facă pe cei care sunt comuniști să se ascundă sub altă denumire. Nu îi împiedică cu nimic să se numească Partidul X, unde X poate fi absolut orice altceva și ei să existe în continuare, doar că să nu folosească acel cuvânt. Eu aș prefera să-și dea rama pe față, să spună ceea ce gândesc și, evident, să suporte consecințele dezaprobării, delegitimării, faptului că spun o prostie care există și care e fire să existe. Deci aici e un lucru și vă mai spun un lucru care am început să vă zic, dar nu cred că s-a reținut. Faptul că această armă nu va fi folosită zilele astea, că practic asta ni se spune, să stăm liniștiți că nu o să fie folosită acum. Nu o să fie folosită acum, nu o să fie folosită într-un an, dar la un moment dat ea este acolo și va fi. Și asta este de fapt toată problema. Că cineva poate să spună, de exemplu, poți să spui în mod legitim ca parlamentar, PSD-iștii, PNL-iștii, auriștii sunt responsabili pentru relele acestea din țara aceasta? Ar trebui să poți. Democratic ar trebui poți. Cu toate astea, e firesc că dacă spui că cineva e responsabil de un rău, incis la ură împotriva lui, că nu o să iubim un virus, nu o să iubim o bacterie care ne face rău, de exemplu, care decimează populația. Deci, n-ai să iubești sursa răului. Și atunci, iarăși, aici intri într-o zonă de interpretabilitate și evident că Năsui, astăzi interpretăm într-un fel. Vine această lege la doar 30 de ani de la Revoluție, da? 30 de ani în care nu știm exact cum stăm. Adică eu, sincer, încă nu știu cum stăm. 30 de ani în care noi nu știm, 33 de ani în care noi nu știm cine a tras în oamenii aia la Revoluție că să plimbă. Da, în care nu știm cine a tras, exact, avem mineriadele, nu știm cine au omorât. Adică noi suntem în escamotarea tot felul de chestii și în perdele de fum care se ascundă tot felul de lucruri care ni s-au întâmplat. Exact. Cu o țară europeană așezată, cu democrație așezată, în care știi că ești în siguranță, nu se poate întâmpla nimic. În România, în care nu e nimic, nu e irreversibil. Adică dacă închidem puțin ochii până dimineață, nu știu unde ne trezim. Bogdan Glăvan, de la scandările Trăiască liberalismul, de care pomeneați mai devreme cu umor pe stadion și ideea că de acum dacă zici, domne, peneliști ăștia împreună cu PSD-iștii au distrus economia României, ce ziceți? Sună incitare la... Așa cum spunea doamna Stănciulescu, într-o societate liberală, într-o societate civilizată,
nici nu ar fi nevoie să ai asemenea legi, pentru că oamenii ar înțelege cu toții că a incita la ură, violență, ce mai este acolo, este în sine o acțiune reprobabilă care trebuie reprimată de societate și n-ar face chestia asta. Care va să zic că avem nevoie de asemenea legi doar acolo unde oamenii sunt, sau o parte dintre ei, dar sunt câți niște barbari, necivilizați. Problema este însă asta. Cum ajungem să trăim într-o țară civilizată? Cum ajungem să construim o societate civilizată? Dacă mergem prea mult pe aceste constrângeri, da, pe aceste legi, în încercarea de a asfixia libertatea de exprimare cumva, dar o ține foarte îngrădită, da? Pentru a proteja diverse, nu știu, sensibilități de genul ăsta, care poate în Occident sunt pe bune sensibilități, da? La noi nimeni nu se... nu e o mare pagubă, da? Atunci nu cred că este bine și aș zice și eu lucrul ăsta, adică pe bune acum asta este prioritatea în România, pentru asta trebuie să se ocupă oamenii ăștia în Parlament, adică ei vin cu un program de guvernare în care nu zic nimic de nicio creștere de taxe, după care după trei, vine primul ministru și spune nu va crește, domne, nicio taxă, nicio impozit. Și după trei luni vin cu 20 de impozite noi, păi nu poți să le spui atunci că sunt o fraudă democratică. Iată, de ne pildă. O fi incitare sau nu fi incitare? Laura Vicol, da? Care este și președintele Comisiei Nou Juridice din Camera Deputaților. Deputata PSD Laura Vicol se teme de un atentat politic și de aceea a votat pentru pedeapsa cu închisoare în cazul incitării la ură pe motiv de apartenență politică. Doamna Vicol spune la un moment dat că s-a săturat să fie catalogată PSD-istă sau ciumaroșe. Poftim, gata, deci ne-a răspuns la toate întrebările, doamna Vicol, dacă noi pentru zicem... rațiunea pentru care s-a dat... Doamna Vicol... Da, consideră că PSD-istă e o insultă? Da. Eu una personal m-am săturat să fiu numită PSD-istă, ciumaroșe și așa mai departe. Cred că dreptul fiecăruia, opțiunea nu știu ce, nu trebuie să fie jignit, atacat el, familia lui. Familia lui, că dacă vii și vorbești de o beizadea, o să spună, mi-ai atacat copilul la pușcărie cu tine. Deci doamna Vicol, de fapt, prin această declarație, ea explică, justifică de ce a votat și de ce vrea acest articol. Este foarte clar și foarte limpede, asta este situația. Bun, de la noi o să auziți în continuare adevăruri spuse. Ne întoarcem în câteva momente. O să vedeți că parchetul în ultima oră face un dosar in rem în legătură cu dronele căzute în România. Ce înseamnă asta? Discutăm imediat și încercăm să ne lămurim până la urmă la ce și în ce măsură folosesc radarele astea care, înțelegem, nu depistează dronele cu picina. Da, după cum știți, astăzi a treia dronă prăbușită în România a pătruns mult mai în adâncime, la vreo 15 km de graniță, a căzut în comuna Nufăru, care este destul de apropiată de Tulcea, la doar 8 km de orașul Tulcea. Ei bine, informația din ultimele minute este că parchetul militar a deschis un dosar penal in rem, în acest caz al dronelor căzute în județul Tulcea, s-a autosesizat pentru nerespectarea regimului traficului aerian, parchetul militar București, și a deschis acest dosar penal, acest dosar in rem. Întrebarea rămâne dacă până la urmă radarele noastre au capacitatea de a depista aceste drone sau aceste fragmente de drone în momentul în care intră pe teritoriul României. Vă arătam ceva mai devreme în emisiune poziția purtătorului de cuvânt MAPN, care spunea radarele sunt foarte performante, avem echipamente de ultimă generație, dar ce să-i faci? Relieful. Se confundă aceste drone sau fragmente chiar cu păsări, elementele de vegetație fac dificilă recunoașterea lor și așa mai departe. Ni se alătură și Nicu Fălcoi, este fost pilot militar, deputatul SR. Bună seara! Bună seara! Explicați-ne puțin din perspectiva noastră, ați pilotat avioane de luptă, spuneți-ne ce fac radarele astea, cum de-ar confunda ele o dronă cu un pelican sau o egretă?
Da, vedeți dumneavoastră, radarele, într-adevăr, oricât de performante ar fi, dacă nu sunt așezate chiar în zona respectivă, este puțin probabil să detecteze aceste drone. Ele sunt foarte mici. Materialele din care sunt făcute sunt făcute astfel încât să nu poată fi detectată ușor de radare, dar există sisteme de contracarare a acestor drone și eu tot repet că avem un sistem de artilerie mobilă care se numește Gepard și care are niște radare mobile la bord și care sunt specializate pentru dovorârea unor astfel de drone. Din păcate... Și ați înțeles de ce nu sunt duse acolo? Am înțeles astăzi niște discuții, mă rog, mai degrabă informale cu reprezentanții mei APN, că avem vreo câteva zeci, hai să zicem, de astfel de Gepard, dar n-am înțeles care e motivul pentru care una sau două nu se pot duce acolo. Avem prea puține și nu ne putem lipsi de niciuna? Sau care e ideea? Ce înțelegeți? Vă spun sincer că nici eu nu pot să dau o explicație logică și dacă până miercurea trecută, dacă mă întrebați, m-ar fi sunat atunci și m-ați fi întrebat, eu cred că v-aș fi răspuns cu siguranță, s-au luat toate măsurile necesare pentru a proteja populația din zona aceea. Până la urmă, ăsta trebuie să facă statul român cu absolut toate mijloacele pe care le are la dispoziție, trebuie să protejeze populația țării, să facă tot ce ține de el, astfel încât niciunul dintre cetățenii noștri să nu aibă de suferit. V-aș fi răspuns cu siguranță, s-au luat toate aceste măsuri. E, acum nu mai pot să spun același lucru, cum nu mai pot, din păcate, să mai am încredere în nimic din ceea ce se comunică oficial în acest moment. Bun, aceste echipamente Gepard, ziceți, dotate cu tir antiaerian, asta ar însemna să se întâmple ceea ce am văzut în filmările oamenilor de acolo din Delta, că se întâmplă peste Dunăre, nu? Că se trage, cum trag ucrainenii cu calașnicoavele, cu cior trage, în aceste drone. Pentru că e foarte scump să ridici rachete sau mai știu eu ce alte lucruri împotriva lor, nici nu le nimerești, ci pierzi o grămadă de bani. Asta ar însemna ca România să facă lucrul ăsta în văzul tuturor și bănuiți că asta ne angajează în vreo formă sau alta? În niciun caz nu ne angajează nimic, dar noi suntem pe teritoriul României și trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a ne proteja populația. Este ceva firesc, ceva natural. Ați văzut cum a reacționat Polonia în momentul în care o rachetă, niște resturi de rachetă au căzut în Polonia și au murit doi cetățeni polonezi? Imediat au întărit apărarea la granița cu Rusia. Eu nu știu noi de ce nu facem lucrurile acestea. Vă spun sincer că până miercurea trecută eu am avut foarte mare încredere în cei din Ministerul Apărării Naționale că iau absolut toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii. Din păcate, am ajuns la concluzia acum că nu s-au luat aceste măsuri. De ce? Nu știu, domnul Iohannis e șeful armatei, e comandantul suprem al forțelor armate. Dacă ne uităm bine, avem deja 3 drone recunoscute ca fiind căzute pe teritoriul României și noi nu avem un CSAT convocat până în acest moment. Păi eu asta întreb, dacă nu cumva dăm senzația că... Schiu nu e gata, nu e încă, dar la gol poate a plecat domnul Iohannis și de-aia n-are timp. Da, am impresia că ne temem să facem asta pentru că dăm senzația că deja am devenit parte într-un fel sau altul. Nu știu, probabil că o să vedem pe imaginea alea pe care le difuzăm de acolo cu cerul nopții și cu dronele, tirurile alea ale ucrainenilor în încercarea de a doborâ din aceste drone. Cum ar fi să vezi că se întâmplă asta într-o noapte în România, de pildă? Adică aici, păi, cred că ar fi ceva firesc pentru că vrei să-ți aperi proprii cetățeni. Cum să nu faci asta? Dacă viața propriilor cetățeni este pusă în pericol, tu ca stat ești obligat să faci lucrul ăsta. Vă spun sincer, mie mi se pare că toată secretomania asta bolnăvicioasă pe care a impus-o domnul președinte Iohannis ne face foarte mult rău, ca țară, efectiv. Pentru că de la asta pleacă toate. De la început s-a mers pe premisa, nu, las că ascundem noi, ne facem că nu se întâmplă nimic și poate trece și nu o bagă nimeni de seamă. Până la urmă era firesc să se afle că, uite, să se descopere. Venea până la urmă un cetățean de acolo cu o bucată de dronă în mână la București și o aducea în fața unei televiziuni și o prezenta oamenilor.
Nu poți să mergi așa pe secretomania asta bolnăvicioasă, care ne-a distrus ultimii 2 ani, cel puțin, din politica externă românească. Nici nu mai vorbim de faptul că președintele Iohannis a impus ca nu cumva să vorbească cineva de ajutorul pe care îl oferă România Ucrainei. De parcă, nu știu, are impresia că rușii, nu știu, și ultima scobitoare pe care am trimis-o acolo, de ce se ferește, nu-mi dau seama. Eu luni voi fi la Helsinki la o reuniune a Comisiei de Apărare a Adunării Parlamentare NATO, pentru că sunt și vicepreședintele Adunării Parlamentare NATO, și chiar voi face așa, voi sonda opinia colegilor mei din celelalte țări, colegii din Adunarea Parlamentare NATO, să văd cum văd și ei situația din România. Da. Pentru că mie mi se pare că ne-am decredibilizat complet, nu numai în ochii populației, care nu mai crede nimic din ceea ce comunică oficial președintele și toți ceilalți de sub el, dar mi-e teamă că ne-am decredibilizat un pic și în ochii partenerilor. Bun, acum hai să vedem un pic și perspectiva elaltă, Oana. Ne imaginăm că la Nufărul, unde a ajuns restul ăsta de dronă, începea noaptea să se tragă cu ce s-o trage, cu echipamentele alea de mitraliere antiaeriene, în încercarea de a dobori această dronă, care nu știm ce face. Avem de ales între asta și, din punctul de vedere al oficialităților, și-a lăsat bucata de dronă sau drona întreagă să cadă undeva, în speranța că nu omoară pe nimeni și nu distruge nimic, și să o recuperăm a doua zi de pe câmp și după aia să iasă ciolacul și să zică stați liniștiți, nu se întâmplă nimic. Adică încercăm să vedem ambele perspective. Cum o fi mai bine? Tudor Mușat, mă mulțumesc în fiecare zi că suntem parteneri cu NATO, că nu noi trebuie să decidem, că nu decidem nimic noi și sper să-i ajute NATO și la comunicare. Pentru că am văzut că România singură nu e în stare să facă nici chestiunea asta. Orice ridicare a unei singure puști. Sau, probabil că la sacia de nisip au putut să, puteau să facă și fără să informeze NATO. Dar altfel, orice mișcare de trupe în România trebuie făcută cu acordul partenerilor, cu acordul NATO. Și eu trag nădejde, sper să fie, să se întâmple mai repede chestiunea asta, dacă nu s-a întâmplat, să trimită NATO niște generali, niște ofițeri, care să lucreze cu ofițerii armatei române și o apărare pe acest flanc care se vede că e vulnerabil și să știe și cetățeanul de la Ministerul Apărării care este protocolul, ce trebuie făcut într-o anumită situație. Pentru că va fi din ce în ce mai complicat. Eu sper să nu escaladeze, dar să zicem că suntem puși într-o situație mai grea sau gravă decât acum. Până sună cineva la NATO, până ni se răspunde, până nu știu ce, n-ar trebui să existe un protocol. Bun, să fie. Eu înțeleg că nu e chiar așa cu sunat la NATO, că teoretic tot ce avem aici e, și pe orice teritoriu NATO e al tuturor, ca să zic așa, da, și lucrăm în echipă tu. Și avem, cum să spun, practici și proceduri comune, dar se pare că nu avem inițiativă la chestiunile astea. Da. Adică, eu sper să nu avem. Poate că veni de la NATO comandamentul ăsta, domnule, nu începeți să trageți în chestiile alea, că dacă le lăsați să cadă, da, vă spunem noi din experiență, lăsați-le să cadă pe unde ori cădea, că nu se întâmplă nimic, dar dacă vă apucați să trageți, pare că suntem în război. Eu nu cred că NATO ne-ar interzice să tragem niște droni rusești care intervin la noi pe teritoriu și oricum, hai măcar să punem un radar mai aproape de graniță ca să știm dacă este sol de păsări sau e dron. Să-l orientăm cum trebuie. Să-l orientăm cum trebuie. Adică, da, cred că putem face niște lucruri fără neapărat permisiunea NATO care țin de o minimă situație și nu cred. Nu cred că nimeni s-ar speria. Noi nu suntem în stare să dăm niște becuri gratuite. Nu știm să facem nimic noi ca stat. Între păi de-aia zic că armata... Am începe să tragem noi o nu e cu subordonare sau că suntem țară membră, singurul nu e. Singurul motiv pentru care avem credibilitate, dăm credibilitate așa armate este pentru că n-am văzut-o încă în acțiune. Și sper să nici nu o vedem. Hai, mai bine. Dar la testul pe timp de pace, care e un test totuși mai ușor de făcut, pare că nu suntem acolo unde trebuie. Și iarăși nu cred că ar fi o problemă să vadă românii, uitați, în Polonia se desfășoară tot felul de exerciții, e vizibilă armata, e vizibil ajutorul lor, e pe față, nu există secretomanie,
nu cred că ar fi nicio problemă să vedem și noi că avem o armată care să ne apere. Din potrivă, ar mai ușura puțin fricile populației și... Repet, întreb așa... O luăm razna toți, cum ce zicea domnul Ciolacu mai devreme. Să ne amintim, Turcia este țară membră NATO. Turcia, când un avion rusesc a intrat pe teritoriul ei acum câțiva ani, ce a făcut? A sunat la Washington, a sunat la Moscova, a sunat undeva? Nu, a tras frumos și l-a doborât. E foarte simplu. Deci, pe teritoriul tău, dacă dai stat suveran, nu poate să intre nimic dacă nu-i dai permisiune. Dar pentru că, de ce? Pentru că poate răni populația. Deci asta este miza, nu că ne enervăm noi că nu poate intra așa ceva. Nu, poate răni populația. Și atunci trebuie să luăm măsuri ca să apărăm populația. Cred că dacă este cineva enervat în țara asta, este că se uită la guvern, cum stă tălâmb așa, și nu ia nicio măsură prin care să protejeze populația. Pentru că aduce acolo niște cazemate de alea de beton, este ceva ridicol. Râde toată planeta de noi, la ora asta. Deci ce e pe rețelele sociale este nebunie. Mai că nu le-a zis oamenilor să ducă să doarmă noaptea acolo în ele. Că de fapt despre asta e vorba. Tu nu știi când vin dronele, decât când încep antiaerienele să sune pe la Ismail. Și poate cu noroc le auzi și tu. Dar la Nufărul nu cred că le auzi. Deci ar trebui cam departe, spus, măi, ori suntem în stare să facem ceva în legătură cu asta... Că poate nu suntem în stare. Eu nu cred, cum s-a spus și aici mai devreme în emisiune, eu nu cred că nu putem face nimic ca să prevenim căderea unei drone la 14 km de graniță. Eu nu cred. Și la 8 km de orașul Tulcea. Exact. Nu știu. Da? Deci nu cred. Dar poate nu putem. Păi atunci să se spună, mă, nu putem, asta e treaba, puneți-vă, dormiți cu o pălărie pe cap, că e posibil. Duceți-vă să... în pivniță printre damigene. Ce putem este să deschidem, ați văzut, dosar in rem al parchetului militar. Îi mulțumesc și domnului Falcoi, mulțumesc tuturor. Știrile nopții imediat cu Gabi Mihai. Noi ne revedem mâine seară la 21. Pe curând!